Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Romașcanii au remarcat că la sfârșitul săptămânii trecute străzile Romanului s-au animat, chiar dacă am văzut că unii au făcut reproșuri pentru faptul că a fost oprită circulația în oraș, nu se știa pentru ce. Iată însă că Romanul a polarizat o nouă acțiune care a adunat talente din întreaga țară. Este vorba de organizarea în Casa de Cultură a Sindicatelor și în orașul nostru a unui festival de dans aflat la a doua ediție. Pentru a discuta despre modul cum, ce înseamnă o asemenea manifestare și cât ridică ea valoarea culturală a romanului, am invitat în seara aceasta pe Anca Ungureanu, coreglaf la clubul Art Dance Vaian, inima și inițiatoarea organizării unui asemenea festival. Bună ziua și bine ai venit, Anca, la noi. Am urmărit, a transmit de către un post de televiziune local festivalul, a fost efectiv un maraton, o zi întreagă, mi s-a părut destul de lung și destul de obositor. Da, a fost obositor, se vede și după voce, mai ales pentru noi, cei care am fost în staff, în organizare. În schimb, aceste festivaluri naționale, la nivel profesionist, așa sunt structurate. Și noi, la rândul nostru, când mergem în țară, peste tot, avem asemenea maratonuri de chiar două, chiar trei zile, vă dați seama, în care copiii concurează de dimineața la 8 până seara la 10-11 și a doua zi o iei de la capăt. În momentul în care îl structurezi și creezi un asemenea festival de anvergură și cu așa multe discipline de dans, categorii de vârstă, totul este gândit pe nivel de performanță, de dezvoltare psihică și fizică, este inevitabil să nu te întinzi mai mult. Oricum, este clar că dansatorii au fost mulțumiți și din feedback-urile care au apărut ulterior, la anul se anunță și mai mulți și inevitabil înseamnă va trebui să-l ducem pe două zile. Spune-mi, te rog, nu este absolut deloc ușor să inițiezi, să organizezi o asemenea competiție, ținând cont că la nivelul întregii țări asemenea inițiative s-au înmulțit. Iată că Romanul deja găzduiește un festival de muzică ușoară inițiat de Lucky Dance. Acum venim cu acest festival de dans. Am înțeles că la zilele orașului acum se preconizează și organizarea unui festival de teatru. Mi se pare... Pentru romașcani, în primul rând, tocmai asta a fost și ideea inițial când s-a pornit acest proiect. Noi, mergând foarte mult prin țară, pe la concursuri de nivel mare, pentru că așa mai sunt foarte multe, dar nivel de amatori, de școală generală, de a schimba copiii experiențe, dar pentru dansatorii profesioniști sau copilașii care lucrează cu instructori de specialitate, sunt mai puține și atunci am zis că de ce partea de sud a țării are București, Constanța, Timișoara, acolo unde mergem noi și unde știm că primim invitații, avem Cluj, Oradea, de ce să nu aibă și partea aceasta a Moldovei? Mai ales că avem dansatori foarte, foarte buni și ați văzut Bârladul, Botoșani, au venit cu niște coreografii foarte bine puse la apă. Am văzut însă că au fost și o serie de cluburi studențești că la un moment dat juriu, eu am urmărit la televizor competiția, și că la un moment dat juriu puneau la îndoială încadrarea acestora într-o anumită categorie. O neînțelegere în sensul că festivalul a fost structurat pe vârste. Mini, da, de la 4 la 6 ani,
kinderii, juniorii, seniorii și masterii. Master înseamnă toți dansatorii peste 18 ani, poți să ai și 40 de ani, se poate dansa. În schimb, noi am structurat, de exemplu, de la ora 10:30 la ora 12 mini, de la 12 la 1 și jumătate, 13:30 juniorii, kinder și mai departe. În schimb, au fost, de exemplu, coreografii de master, câte una sau la senior juniori, care din cauza faptului că atunci când ar fi început grupa respectivă n-aveau timp să se schimbe pentru toate dansurile, am mai strecurat câte un dans de senior master și la celelalte categorii. A fost greșeala mea că n-am spus în microfon că este dans de master. Pur și simplu l-am anunțat, i-am spus categoria și nu am mai anunțat că este la categoria master. Deja, nu știu, ore am stat acolo fără să mă mișc, și dar am rectificat imediat în microfon și am specificat că spune-mi condițiile de realizare a festivalului, faptul că Casa de Cultură n-a reușit încă să să rezolve pe deplin cu încălzirea scenei, cum a fost resimțit? Deci noi inițial când am pornit proiectul, eu am venit cu partea de coreografie și cu ideea, știind ce se întâmplă în țară, și atunci am zis să facem acest parteneriat cu Casa de Cultură. Casa de Cultură să vină. Ați plătit chirie? Nu, pentru că noi suntem parteneri. Organizatorii comuni, eu sunt cu partea de a un pic obosite, sunt partea coreografică, să zic, de structurarea disciplinelor, iar Casa de Cultură vine cu spațiul, cu tot ce înseamnă spații de schimbat și așa mai departe. Au reușit să elibereze și cabinele din subsol? Exact, deci s-a încercat tot posibilul și să știți că a fost un maraton cu câteva zile înainte și s-a încercat, s-au schimbat la toalete, ghiuvete, în limita posibilităților, pentru că să fie o cuprimire civilizată. Da, de foarte mulți ani. Și scena aceea în spate era plină de fel de ciurucuri. Deci s-a încercat să se curețe, s-a făcut acolo sus un foaier, un spațiu de schimbat. Deci eu zic că au fost destul condițiile în limita posibilităților, pentru că există. Cultura a mers încă de vineri seara, acum veșnica poveste. Curentul, da, curentul și copilașii aceia. Da, și atunci fiind și mai des copilașii aceia îmbrăcați în costumele acelea destul da, de. Probabil că cine stătea așa într-un loc foarte mult timp simțea în momentul în care intri. N-ați primit reproșuri din punctul acesta de vedere? Nu, pentru că ei nu stăteau foarte mult în scenă. Noi am structurat în așa fel încât strigam coreografia cu un număr unic și ei veneau la scenă doar cu două, trei numere înainte. Care au fost cele mai valoroase școli de dans? Am înțeles că trofeul a plecat la Năvodari. Da, a plecat la Năvodari, da. Anul trecut unde? La Săcele Brașov. Care anul acesta, doamna coreograf, a luat primul de cel mai inspirat coreograf. Ce noutăți a adus școala noastră de dans de la Roman? De altfel, am văzut că n-a fost singurul club arzbaianu, ci au mai participat și Roman. Au mai venit de la Lucky Dance și chiar ne-am bucurat. Ne-am bucurat că n-am fost numai noi și ne-am unit forțele și am fost mai mulți din Roman, pentru că, de exemplu, de la Galați, din județul Galați, au venit 5 școli, din Botoșan 3 școli. E bine că. Ce elemente de noutate aduce în domeniul acesta al coreografiei școala romașcană? A căzut ceva, dar sperăm că n-am dărâmat nimic pe aici. În primul rând, am vrut să se vadă nivelul competițiilor la care noi participăm și să se înțeleagă cum noi în anii trecuți am reușit să aducem premii aici, pentru că, după cum știți și am mai discutat, dumneavoastră m-ați mai invitat, dar în lungul anilor copiilașii mei au câștigat foarte multe premii mari
și s-au duelat cu asemenea competitori. Deci acele premii au fost aduse chiar pe drept aici în orașul Roman și ulterior... Ce au făcut o figură frumoasă dansatorii noștri? Da, da. Și acum ne-am ținut bine. Din 17 coreografii am reușit să luăm vreo... Nici nu le-am mai numărat, dar e o cutie plină de trofee. Toate au luat trofee. De la locul 1, 2, 3, sunt vreo 6 locuri 1, 6 locuri 2. Sunt bucuroasă că pe aceste categorii mari, seniori, unde am avut la seniori, am reușit să luăm locul 1. Acestea sunt cele mai puternice. Seniorii, masterii sunt cele mai puternice categorii, experiența aș spune cuvântul. Am avut solouri, iarăși, care anul acesta am fete care au intrat pe poante, solo de contemporan, care la fel au luat locul întâi, s-au bătut cu Clujul. M-am mirat faptul că și la Piatra Neamț știu că există o școală de dans foarte, foarte bună. N-am văzut-o prezentă. Avem și doi copii în Roman. Avem și doi copii din Roman care urmează cursurile acestea de dans. Noi la un moment dat am închis înscrierile. Știu că i-am... erau mulți. Știu că au sunat din Piatra Neamț. Au mai sunat, nu mai aduc aminte exact acum de unde, 3 telefoane am mai primit ulterior și nu am mai reușit să-i primim, deci pur și simplu nu se mai putea acumula, ați văzut deja, a fost un maraton de coreografii și nu mai puteam să mai primim înscrieri și cu mare drag la anul noi îi așteptăm și o să structurăm totul pe 2 zile ca să fie tot mult mai ușor pentru toată. Deci să înțelegem că acest festival este unic în zona Moldovei? Nu este unic ca și festival de dans, ci ca structură. Este pe nivel profesionist, da? Aici putem spune că este unic. Da. Și are un... o structură de notare foarte strictă. Și asta coreografilor le place, pentru că jurul notează ca la carte. De exemplu, nu există că eu sunt singur pe categorie sau concurează doar unul, doi competitori și iau locul întâi sigur. Dacă media se încadrează între 9 și 10, iei locul întâi. Dacă ai între 8 și 8, 99, locul 2 și tot așa. Dacă ai note mici, nu iei absolut nimic. Care sunt coreografiile cu care s-a prezentat Romanul și au pus în valoare această creativitate, această notă de originalitate? Da. Deci, am avut... Pentru că an de an coreografia trebuie să fie... Da. Copiii cresc și coreografia trebuie să fie, sigur. Să spună altceva. Să... Sigur, sigur. Noi în fiecare an pregătim coreografii, costume noi și anul acesta am intrat cu dans clasic poante, adică urcat pe vârfuri. Avem deja la școala noastră fetele de la grupa mare, de senior, junior, senior, care au făcut și vârsta și experiența fizică necesară de a urca pe poante și am luat locul întâi și sunt foarte fericită, sincer, nu mă așteptam. Apoi am intrat pe categoria contemporan, lyrical, și la solo, și la grup, și la duo. Chiar dansul lui Zeti cu Ștefan, un lyrical pe Josui Malada, a impresionat foarte mult și a fost foarte, foarte apreciat. Ce a făcut grupa aceea la Tudor? Grupa aceea pe care... Grupa Seit, chiar m-am bucurat pentru ele, pentru că au avut... Cine a dansat acolo, Tudor? Nu. Acum e structurată doar pe fete. Da. Doar pe fete și... Dar parcă l-am zărit și pe Tudor. Probabil a venit să ne susțină. Da? A venit să N-a să dansat? Ne nu a dansat, e un pic pedepsit de mama lui acum. Nu intrăm în detalii, nu dăm din casă, cum se zice. Da? Da, da. Dar el este un băiat foarte bun și știu. Sigură că va trece peste asta. Și fetele m-am bucurat pentru ele, pentru că au avut o categorie foarte grea, au fost 7. Vă dați seama, din 7 să reușești să prinzi podiumul și au fost niște trupe care tocmai veneau de la Hip Hop International, deci vă dați seama, fetele mai că plângeau, dar am zis că asta este, vă concentrați și orice loc ați luat sau chiar dacă nu luați nimic, asta e. Am mai văzut că există și de la școala 5, am înțeles că... Da, au venit și două doamne profesoare de acolo, de la doamnele de sport, au venit pe secțiunea majorete, dans modern, o altă doamnă profesoară pregătește și la clubul Lucky Dance Kids. Și tot așa au avut o prestație bună. Au luat și mențiune și locul 2, și locul 3, parcă nu mai știu exact, dar e destul de bine, pentru că, v-am spus, erau niște baremuri. Au fost
numere în concurs care nu au luat absolut nimic. Am văzut că municipalitatea este din ce în ce mai decisă să sprijine astfel de manifestări. Anul trecut știu că ați primit un sprijin material, anul ăsta ați mai primit nu ceva? Nu, niciun sprijin material. Dar nici n-ați solicitat? Da, și anul ăsta noi avem un dosar depus încă din ianuarie, n-am primit niciun răspuns. Am înțeles la o discuție care a existat în Consiliul Local că municipalitatea este decisă să sprijine toate aceste acțiuni, dar să nu mai finanțeze prin intermediar, ci să vină ei direct acolo în concurs să acorde premiile. Am văzut că așa s-a aprobat în Consiliu. Vă avantajează acest lucru sau greu, nu? Pentru că sumele care sunt date nu sunt foarte mari. Și atunci... Nu înțeles, domnule, câte premii aveți nevoie? Aveți nevoie de atât? Păi, vine municipalitatea? Dacă valoarea premiilor date de noi, nu cred că a dat înapoi, vă spun sigur. A fost o taxă de participare? A fost o taxă de participare, bineînțeles că altfel n-am reușit să-l organizăm. Cât? A fost de 20 de lei, de 25 de lei. Dacă, cu cât erau mai mulți dansatori, cu atâta taxa era mai... 25 de lei de fiecare dansator, da. Dar și valoarea, bugetul total al festivalului? Bugetul total a fost în jur de 200 de milioane, nu știu cât vine, 20 de mii de lei. 200 milioane. Se știe că la aceste cheltuieli de organizare, în primul rând, exact, trebuie plătit juriu. Exact. Cine cunoaște câți membri în juriu au fost? Suma aceasta nu pare deloc mare, pentru că au fost 5 membri în juriu. Și automat când aduci... De unde vin? De bază, din București, tot patru și domnul al cincilea, domnul Mihai Pădurar, pentru că am considerat și consider în continuare că este bine ce să se, ce se plătește juriului? Se plătește deplasarea, cazare, masă. Cazarea, masă și onorariu. Și onorariu. Acestea, de fapt, sunt și cele mai mari cheltuieli ale festivalului. Exact. Știu că și merg la mii de euro de regulă. Se ridică, pentru că fiind multe și fiind multe categorii, de exemplu, spui mini balet, dar acolo încep mini solo, mini duo, mini grup, mini formații, și locul 1, 2, 3 iarăși și mulțind și tot multiplicând ajungi la un număr foarte mare de trofee. Ați mai primit sprijinul cuiva în afară de deci chiar cu câteva zile contribuția înainte, părinților? Noi am mai reușit, noi tot am mai umblat pentru sponsori, mai ales în perioada când am căutat și cazare pentru dansatori. Unde au fost cazați? Este un lucru foarte greu. Mi-am dat seama că dacă vrei să faci cazare, ceva, bine, contracost, că părinții... Contracost, dar știți că mi-am dat erau seama ocupate... că infrastructura orașului nu știu dacă te permite să te întinzi mai mult, pentru că... Da, hotelul, Maricoinu, Zara... Și nu cedează la preț, în sensul că dansatorii vin și dacă vine o școală cu 80 de dansatori, automat coreograful vrea să îi aibă pe toți la un loc. Și fiind copilași mici, 7, 8, 9, 10 ani, mai vrei și să mai stea câte 3 în pat, că na, ajunge și mai ieftin. Și, în general, coreografii caută un loc curat, decent și să fie niște, un preț acceptabil. Și unde până la urmă ați la cazare? Și am reușit până la urmă să găsim niște internat? Oferte bune. Nu, la internate nici nu mai avem în oraș așa ceva, iar... Cum, avem la liceu sportiv? Avem... La liceu sportiv au spus la Danubiana, domnul că este ocupat, pentru că sunt elevii și nu au zis că nu au cum să ne ajute, iar la Danubiana arată, deci nu puteai să-i duci acolo, pentru că ne facem de râs, sincer. Noi când mergem la rândul nostru avem condiții foarte bune și nu aveai cum, plus de asta locul foarte izolat și foarte departe, deci dacă acolo nu aveau erau ce să-și cumpere, să coboare sau să-și cumpere ceva, nu aveau nicio posibilitate, nici de masă. Și atunci unde s-au fost cazați la... Am reușit să găsim oferte bune la mai la motelul Casa Imperial. Romașcană, la Imperial, la Royal, la Mioritic. Am găsit oferte bune. Acum la Mioritic au și au un motel? Camere, câteva. Aha. Nu sunt multe, dar acolo am reușit să băgăm un grup de la Buzău de 10 dansatori și a fost numai bine, am încăput perfect și prețurile foarte, foarte bune. Și la Imperial, iarăși, au fost foarte drăguți și au lăsat câte 3 în cameră și au făcut un preț cu mic dejun, un preț special pentru ei și atunci grupul de la Năvodare a stat acolo și au luat la capacitate maximă în timp de 2 nopți.
Deci, în Royal, la fel, 30 de persoane aproape s-au cazat acolo, iar au făcut prețuri foarte bune. Prețurile foarte mari. Deci, eu am cerut ofertele, le-am trimis coregrafilor și de acolo ei au ales, dar se vedea diferența între oferte și atunci vă dați seama fiecare alege prețul cel mai mic. Mă gândeam acum că în capătul orașului avem un campus, acea clădire care efectiv stă acolo degeaba, pe partea stângă, peste calea ferată. Pe anul viitor se vede că școlilor de dans le-a plăcut la noi și anul trecut, au apreciat sistemul de jurizare și atunci au venit anul ăsta mult mai mulți. E clar că la anul vor veni și mai mulți. Bine, dar unde-i ducem? Deja trebuie să ne gândim de pe acum și e bine ca toată lumea să înțeleagă din oraș că dacă punem umăr la umăr, e bine pentru toată lumea, pentru că e bine ei, în timpul acesta, da, în timpul acesta consum, exact. Afară de faptul... Vă dați seama, cei care au stat au mâncat cină, câte 100 de persoane, au luat mic dejun, sucuri, cafele, deci eu zic că este bine și pentru economia orașului. Deci dacă se face o ofertă bună, cu un preț mai mic, exclusiv pentru concursul de dans, asta nu înseamnă că respectivul om de afaceri pierde, nu are ce să... De Hotelul Roman v-ați putut apropia? Nu, Hotelul Roman ne-a ajutat, sunt foarte drăguți acolo. Noi am trimis mai multe e-mail-uri, nu am reușit să comunicăm la timp. În perioada asta... Hotelul este, are o capacitate... Deja, au prețuri mari. Și nu, da, nu să... vin coregrafii la 4 stele, 3 stele, nu interesează stelele, pe interesează prețul și să fie un loc curat. Și dar pentru că asta un... totul se plătește din... Da. Cam cât se ridică o asemenea deplasare când mergeți voi mai departe? Da, vă spun imediat, dar să vă zic cu hotelul, până la urmă am reușit să ajungem la o înțelegere. Prea târziu, nu s-a mai putut rezolva cu dansatorii, dar ei ne-au ajutat parțial cu juriul, au făcut o reducere la camerele jurului și ne-au promis că la anul vom discuta și vom găsi o soluție de a găsi un preț bun și să fie toți la un loc. Exact, ar fi frumos și pentru noi, pentru că îi ducem pe toți acolo și stau toți acolo și... Cât a durat parada în oraș și cât de interesat s-au arătat romașcanii? Parada, noi am început-o la ora 10. Am zis că la ora 10:30 ea trebuie să fie gata, adică dansatorii să fie în sală pentru festivitatea de deschidere și așa a fost. Deci a ținut undeva la 20 de minute, să zicem, apoi cu intrarea în sală, cu ce a mai durat și acolo. Dar, în general, am văzut că toată lumea a fost impresionată. Vă dați seama să vezi dansatori de urban, au văzut balerinele cu tutiurile, dansurile de caracter, iarăși foarte frumoase, costume de mexicani, țigănci, dans japonez, o multitudine așa de culori și de stiluri și toată lumea era la fiecare impresionată. La fiecare festival din acesta există însă și o parte de aceea de înregistrare, de DVD-uri, de cine v-a asigurat aceste înregistrări? Noi doar am înregistrat să ne rămână nouă în arhivă. Este o televiziune locală de aici, de la noi. Nu ne-am gândit la DVD-uri, nici nu s-au solicitat și noi, la rândul nostru, când mergem, nu neapărat. Filmăm noi, în general își filmează părinții și atunci nu ne complicăm. Noi tot una cu... Așa este, așa este, dar în momentul în care se ridică la foarte multe ore de filmare... Așa, s-a mai ridicat o mică problemă, deși noi am discutat la telefon și mi-ai spus că n-a fost chiar așa. Am văzut pe Facebook-ul unui coleg din presa locală că ar fi vrut să vină să filmeze și să acordat exclusivitate. Acum eu înțeleg aceste exclusivități. Noi pentru ca să stai acolo, să transmiți o zi întreagă și în direct, îți trebuie și cameraman, îți trebuie și... Nu este atât de simplu și atunci prefer să ai tu în exclusivitate evenimentul. Dar, aici... Nu, s-a discutat cu domnul și s-a ajuns la vârsta că a fost o eroare, că nu era vorba despre noi, era vorba despre alt festival. Și a cerut scuze și a rectificat, am înțeles. Pentru că noi am rămas un pic mirați, pentru că oricine a fost primit, măcar pentru o știre sau să filmeze parțial. Și au mai fost o televiziune din Roma care a filmat pentru știre. Deci oricine a fost primit. Da, domnul a rectificat între timp și a cerut scuze. Da.
perioada următoare, mai avem 5 minute, perioada următoare, ce înseamnă în programul clubului, alte deplasări, da, unde merg copiii? Da. Tocmai ne pregătim pentru ziua de vineri. Vineri vom pleca la Buzău, la un festival de dans de acolo. Apoi vom avea... Cu cine? Cu câte echipe? Cu 6. Toate grupele de performanță. Când vă faceți asemenea deplasări, cu ce vă duceți? Cu autocar, plătim, închiriem, la fel, taxe de concurs, ca peste tot, mergem. Așa, ce este la Buzău? Ce se întâmplă? La Buzău este un festival organizat de Autoritatea Națională pentru Sport Buzău. Se numește Forever and Friends și este dedicat tinerilor pentru a-i stimula să facă mișcare. Nu știu, vom avea o zi plină, am înțeles că în jur de 7 seara o să se termine, vom pleca chiar de dimineață, vom avea și acolo 11 coreografii în concurs și am văzut că de pe partea asta a țării, zona de nord, nord-est, sud-est, chiar am văzut că se anunță destul de mult. Revenim la acea solicitare a voastră de sprijin în organizarea festivalului de către municipalitate. Ați încercat să intrați în audiență la domnul primar, la consilier local, să faceți lobby pentru această manifestare? Deci, pe lângă faptul că am căutat sponsori, anul trecut a fost un an foarte plin pentru mine, în sensul acesta. Am încercat să știu că ați avut și un necaz când v-ați putut duce la mondiale. Deci, pentru mine a fost, nu știu, a fost un șoc pentru că practic era, nu puțin din țară au reușit lucrul ăsta. Deci aș fi plecat doar cu 5 copii. Deci cheltuiala ar fi fost foarte mică, era nesemnificativă și era un mondial. La cât adică, se ridica acest... Păi, organizatorii de acolo ofereau cazare cu reducere, cu autocar, cu tot se ridica undeva la 500 de euro de copil. Se stătea în Croația. 500 ori cât ar fi trebuit? Și cu mine 6. Deci 6. Deci la cât s-ar fi ridicat cheltuiala? 3.000 de euro. 3.000 de euro. Mi se pare inadmisibil ca să nu sprijine o asemenea. Dar poate nu v-ați făcut voi înțeleși, poate nu v-ați discutat cu domnul primar. Am trăit cu senzația și ce impresie mi se lasă că probabil nu este așa greu ceea ce fac copiii și nu se dă atâta importanță faptului că îi fac dans de performanță și nu dans la nivel scălâmbăială la nivel de amatorism. Exact. Și atunci nu se dă acea atenție. Deci eu cred că există un semn de egalitate și avem performanță pe dans, avem pe judo, avem pe karate, pe handball. De ce să nu ajutăm puțin și la dans? Pentru că eu, din câte știu și dansez de la 5 ani, nu am mai fost în județul Neamț, nu am mai fost adus asemenea premii. Deci vă spun sincer și dacă cineva mă poate contrazice să caute în arhivă, dar de la 5 ani... Pe domnul primar l-ați invitat la... Da, anul trecut l-am invitat, a venit, anul acesta nu a putut, nu era în localitate, a trimis purtătorul de cuvânt. Am mai încercat anul trecut de foarte multe ori să ajung în audiență, nu reușesc niciodată și atunci... Cum nu reușește? Da, deci pur și simplu merg acolo, mă duc la registratură, mă registrez, mă duc la doamnele secretare, rămân că mă sună, iar sun, nu mă sună și tot așa, în fine. Deci, sincer, am obosit și sunt și puțin dezamăgită. De multe ori îmi zic că plec să fac în alt oraș, deci să vă spun sincer, chiar m-am gândit de multe ori. Și atunci, poate că acolo copiii vor reuși să fie susținuți, că noi niciodată nu am cerut să fim susținuți 100%. Și părinții sunt conștienți, vrem parțial. Știți că uneori și taxa de concurs sau autocarul, dacă ți-l plătește cineva, contează enorm, mai ales că aceste costume a copilor costă foarte, foarte mult. Ce sponsor ați mai găsit? La festival am fost impresionată de domnul de la Scan Expert. Deci dumnealui nici măcar nu m-am dus eu la el. A auzit de festival, a auzit că este la nivel național, pur și simplu a obținut numărul de telefon, m-a sunat și mi-a zis, vino să-ți dau un premiu pentru trofeul cel mare. Pum! Am făcut contract de sponsorizare. Scan Expertul vine de la Iași. Da, da. A zis că știe ce greu este pentru un dansator să ajungă acolo sus și ne-au ajutat. Apoi hotelul Roman care ne-a mai dat reducerea pentru camerele jurului. Am avut pizzerii din Roman care ne-au ajutat și ne-au trimis pizza ca să mai mâncăm și noi așa și pentru jurul și pentru noi că am stat 9 ore. Cea din incinta casei de cultură? Nu. Nu. Nu, a fost un pic
am zis că mi se pare normal să ne ajute măcar cu câteva cafele, având în vedere că va fi un flux așa de mare de oameni. Și era și ei au avut, am impresia că în timpul ăsta și ei au avut terasa plină acolo, a fost și o zi frumoasă. Păi, normal. Beneficii. Nu cred că e corect, nu este obligat nimeni, dar eu zic că trebuie să fim oameni, pentru că eu cred că a făcut vânzare probabil când n-a făcut toată luna. Și, dar asta este, nu e nicio problemă. Eu de multe ori am zis, mergem înainte, poate pe parcurs mulți își vor da seama că a se face cunoscuți la un festival național este ceva, deci nu înseamnă că doar dai și câștigi. Teona a luat un premiu? Da, au luat locul 3, trupa lor. Cine a mai participat din grupa ei? Păi, nu știu câte fete cunoașteți de acolo. Ele sunt colege, Timea, Simona, Ana Maria, Grigori, probabil mai puțin Tudor care e pedepsit. Ce urmează? Și restaurantul Capri, iarăși, care ne-a ajutat, ne-au trimis. Da, totdeauna, domnul, totdeauna. A sărit, a zis că nu, gata, nicio problemă, ajutăm și chiar au rămas impresionați. Domnul consilier Căpraru totdeauna este... Și de la Grana și de la Floreria Stil au dat florile. Îți mulțumesc, Anca, pentru prezența în emisiune. Sunt sigură că veți face o figură frumoasă și vineri la Buzău și... Și apoi la Năvodari la vară, iar la Trofeul României. Și la Trofeul României. Da. Stimați telespectatori, vă spun o zi bună. Rămâneți în continuare pe Roman 24.